O salut pe Ana Birceal, avocat specializat în insolvențe, alături de mine la emisiunea Cursul Zilei pentru a discuta despre acest caz deja faimos Hidroelectrica. Bună ziua, bine ați revenit, doamna Ana Birceal. Așa, ochiul specialistului ce spune? S-a vorbit foarte mult de ce s-ar ascunde în spatele acestei insolvențe Hidroelectrica, cum ar trebui de fapt în sine și tehnic, juridic privită această cerere de intrare în insolvența Hidroelectrica. Eu cred că toată lumea trebuie să o privească în primul rând cu calm și să înțeleagă ce înseamnă insolvență. Pentru că am auzit zilele acestea, ca de altfel și în trecut, o confuzie între insolvență egal faliment lichidare, ceea ce nu este nici pe departe adevărat. Și poate că și acest caz, care într-adevăr este unul din marile cazuri de insolvență, dacă se va admite cererea de deschidere a procedurii insolvenței astăzi, care va seta și o anumită practică în instanță. Deci, înainte de toate, cred că este momentul calmului, al sincerității și al specialiștilor. Pentru că, sigur, eu am mai spus-o, insolvență nu înseamnă neapărat un eveniment fericit pe care trebuie să-l sărbătorești cu șampanie. Dar nici pe departe nu înseamnă sfârșitul lumii și dacă și la noi s-ar fi înțeles, sau măcar acum ar începe să se înțeleagă ce înseamnă într-adevăr insolvență, că este un instrument juridic care până la urmă poate să, dacă este aplicat corect și nu pervers, așa cum am observat eu în practica judiciară de câțiva ani încoace, poate să dea o gură de oxigen debitorului aflat la un anumit moment dat în dificultate financiară. Pentru că s-a tot speculat, repet, ce înseamnă insolvență, dați-mi voie, chiar dacă știu pe de rost acest articol de lege, special am venit astăzi cu legea 85/2006, care înseamnă procedura, privind procedura insolvenței la zi, și să cităm din articolul 3, aliniatul 1, care spune foarte clar, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Mai mult decât atât, avem două tipuri de insolvență, care poate să fie insolvență ca fiind prezumată, ca fiind vădită, sau insolvență iminentă. Și dați-mi iarăși două secunde ca să citim pe lege, să nu mai aud toată ziua, bună ziua, tot felul de speculații. Spune așa, insolvența este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, atenție, după 90 de zile de la scadență, da, nu a plătit datoria sa față de creditor. Sigur, această prezumție este relativă, cum spunem noi în drept, înseamnă că poate fi întoarsă prin orice mijloc de probă. Da? Nu este o prezumție absolută ca să fie lovită de nulitate absolută. Iar a doua situație, insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile, asta înseamnă care trebuie plătite imediat, angajate cu fondurile bănești disponibile la data scadență. E, dacă aceste definiții din articolul 3 din lege le coraborăm cu articolul 27 din lege, care spune ce spune? Spune următorul lucru. Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să se adreseze tribunalului cu o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, însemnând procedura insolvenței, în maxim 30 de zile de la apariția stării de insolvență. Mai mult decât atât, avem aici, la un moment dat, în aliniatul 2, care spune că va putea adresa tribunalului o cerere pentru a se aplica procedura insolvenței și debitorul în cazul căruia apariția stării de insolvență este iminentă. Acum, ca să traduc, să ies din limbajul neapărat juridic, dacă s-a constatat că această firmă, da, ca și principiu de drept, astăzi Hidroelectrica, sigur, o companie foarte mare. Cea mai mare companie de stat. Cea mai mare companie de stat, dar care are dificultăți financiare, era într-un fel normal, da, ca să spun așa, să apeleze și la acest instrument juridic. Dar panica că insolvența egal imediat lichidare, mie mi se pare că este făcută fie în necunoștință de cauză de o grămadă de persoane care nu s-au dus să citească legea, fie din rea credință, pentru că lichidarea, conform legii 85/2006, nu este aplicată automat decât într-un singur caz prevăzut expres de lege, și anume în dacă sunt îndeplinite condițiile din articolul 1 alinia 2, însemnând procedura simplificată. Atunci, asta ce înseamnă? Că dacă îndeplinești acele criterii, tu te duci imediat în faliment lichidare, asta înseamnă că procedura reorganizării nu ți este dată ca și opțiune. În opinia mea, cred că n-am văzut cererea de deschidere a procedurii, cererea adresată tribunalului de către Hidroelectrica, dar bănuiesc că au solicitat deschiderea procedurii generale pentru a se putea reorganiza judiciar, ceea ce, din punctul meu de vedere, dacă se va face un plan de reorganizare bine pus la punct, poate să și reușească.
și puțin pe cum justifică hidroelectrica această cerere de insolvență, amintind de seceta de la sfârșitul anului 2011 și începutul anului 2012, pierderile generate de diferențele de curs. Ieri l-auzeam pe Remus Vulpescu vorbind totuși de o situație bună financiară la hidroelectrica, amintea, iată, de reducerea fluxurilor de numeral cu 27% anul acesta, cu o creștere a datoriilor cu plăți întârziate până la 470 de milioane de lei. Acestea sunt justificările care sunt înaintate, da, tribunalului, în baza cărora va fi luată această decizie de acordare sau nu a cererii de intrare în insolvență. Însă, cifrele financiare ne arătau așa, o situație, o valoare a companiei hidroelectrică de 1 miliard de euro, o cifră de afaceri de 800 de milioane de euro și un profit realizat la nivelul anului trecut undeva la 1 milion de euro. Da, dar eu mergem la lege. Dacă în ultimile 90 de zile ei nu, hidroelectrica nu a putut sau nu poate sau nu și-a achitat datoriile care erau exigibile, înseamnă că trebuiau să fie plătite, sau dacă se dovede, ei în planul lor văd fluxul de numerar și de ieșiri și își dau seama că nu vor avea capacitatea să asigure plata acestor datorii, creanțe exigibile, atunci sunt obligați, conform prevederilor legale care vi le-am citit mai devreme, să apeleze la deschiderea procedurii. Ceea ce ați enumerat dumneavoastră acolo sunt mai mult cauze care au dus la, la starea probabil de insolvență sau, hai să spunem, starea de dificultate financiară. Pentru că încă nu știm dacă... Și aceste cauze o să vedeți că probabil, dacă se va admite cererea de deschidere a procedurii insolvenței, vor fi regăsite în raportul care trebuie făcut în 30 de zile de către administratorul judiciar care provizoriu numit de instanță. În ce măsură, iată, această cerere de insolvență a fost solicitată de președintele Consiliului de Administrație al Hidroelectrica? La momentul zilei de luni, când a apărut informația, vineri a fost depusă această cerere, pe 15 luni a apărut informația publică. Da, că i s-a dat aia termenul astăzi, că în 5 zile de la introducerea cererii trebuie să fie termenul instanță. Au existat membri din cadrul Consiliului de Administrație al Hidroelectrica care habar nu aveau de această solicitare de intrare în insolvență. Directorul general al Hidroelectrica habar nu avea de această cerere de intrare în insolvență. Cine decide? La nivel de Consiliu de Administrație nu există un vot sau o discuție, o dezbatere dacă este cea mai bună măsură pentru hidroelectrică această cerere de intrare în insolvență, sau faptul că avem acest președinte Consiliu de Administrație, Remus Vulpescu, și în același timp președinte în cadrul Ministerului Economiei al OPSPI, Oficiul Participațiilor Statului, care poate lua astfel de decizii. Cum se întâmplă? Cine solicită de fapt această intrare în insolvență? Deci, eu sincer nu vreau să speculez dacă s-a luat o decizie în cadrul Consiliului de Administrație sau nu, dar legea este foarte clară. O cerere de deschidere a procedurii insolvenței trebuie să fie semnată de către organele în drept, care conform actelor constitutive are dreptul de a lua o asemenea decizie. Deci eu am văzut și prin presă că s-ar fi discutat în Consiliul de Administrație așa ceva. Deci sincer nu pot să-mi dau cu părerea să speculez. Nu, da, însă și Remus Vulpescu, da, președintele Consiliului de Administrație Hidroelectrică, a spus că nu l-a înștiințat pe directorul general despre această decizie. Dar nu era neapărat obligatoriu să-l înștiințeze pe directorul. Asta vreau să clarificăm. Nu, legea este foarte clară în acest sens, da? Și bănuiesc că va fi una din motivările hotărârii în hotărârea judecătorului de astăzi, în care o să spună dacă într-adevăr această cerere a fost legal semnată de către cei care aveau, conform legii și a documentelor constitutive, statutare, dreptul de a lua și a semna o asemenea decizie. Bun. Această cerere de insolvență a tras după sine reacții la nivelul agențiilor de evaluare, rating. Da, am văzut Moody's-ul a scăzut, da, cu 4 trepte ratingul hidroelectric. Am văzut că o eventuală insolvență a hidroelectrică ar afecta și sistemul bancar, un sistem bancar care a creditat, da, hidroelectrica cu sute de milioane de euro. Toate acestea, cum se văd implicațiile, să spunem, negative ale unei insolvențe versus implicațiile pozitive ale insolvenței? Păi, eu cred că implicațiile negative pot fi controlate sau din punctul de vedere al
agravării, ca să spun așa, dacă această procedură este tratată cu maximă seriozitate și de specialiști care chiar știu despre ce este vorba. Ca așa să devenim toți peste noapte practicieni în insolvență și să ne dăm cu părerea, nu mai este acceptabil, tocmai pentru că această companie este o companie foarte mare, poate să creeze un precedent extrem de important, inclusiv în practica procedurii insolvenței. Esențial va fi cine va fi numit de către instanță ca și administrator judiciar provizoriu. Sigur, sistemul bancar, deci băncile care au credite la această companie, se supun prevederilor legii și regulilor unei proceduri de insolvență, și anume că pentru creditele care le au trebuie să constituie separat provizioane. Și dacă sunt credite foarte mari, vă dați seama că și provizioanele care trebuie constituite sunt foarte mari. Asta înseamnă că diminuează, pune foarte mare presiune pe banca sau pe băncile respective. Dar eu m-aș uita totuși, sigur, nu... aș vrea ca lumea să se uite cu atenție și la lucrurile nu neapărat pozitive, dar constructive pe care o anumită procedură a insolvenței poate să le aducă. În primul rând, așa cum am spus, esențială în această perioadă este profesionalismul tuturor părților implicate, de la judecător până la toți avocații. Am văzut că astăzi au fost, sau, dacă greșesc îmi cer iertare, dar din ce am văzut în presă, că sigur n-am fost la tribunal să văd acolo pe viu, dar că s-au făcut niște cereri de intervenție. Eu nu înțeleg de ce s-au făcut acele cereri de intervenție, pentru că legal, având în vedere că era o cerere de deschidere a procedurii inițiate de către debitor, toate celelalte cereri de intervenție trebuiau să fie respinse automat de pe scaun, cum spunem noi, de către judecător, pentru simplu motiv că nu aveau calitate procesuală să facă asemenea cereri de intervenție. Dacă au vrut să se ducă acolo doar să facă scandal, ca să mai stăm pe prima pagina ziarelor că uite ce scandal e la hidroelectrică, probabil că și-au atins scopul, dar nu cred că este cazul cu o asemenea companie, cu asemenea implicații naționale și internaționale. Deci, dacă se va merge pe un plan de reorganizare, ceea ce eu sper că se va merge, dacă se admite pe un plan de reorganizare, cu un administrator judiciar provizoriu, sigur, după aceea poate să fie confirmat sau poate să fie schimbat de către creditori. Există deja pe surse, Ana Bircea, cum că viitorul administrator judiciar al Hidroelectrica ar putea fi avocatul Remus Borza, coordonatorul firmei de insolvență Euroinsol, solicitarea venind chiar din partea Hidroelectrica. Da, știți că este o practică. Deci în momentul în care debitorul își deschide procedura de insolvență, nominalizează un anumit practician în insolvență ca să fie administrator judiciar. El, conform legii, este un administrator judiciar provizoriu care trebuie să facă anumite acte prevăzute de lege în perioada de observație, iar la prima adunare a creditorilor, acest administrator judiciar, eu vorbesc de principiu, nu de persoane, da? Conform legii, poate să fie schimbat sau poate să fie confirmat, da? Dar revenind la planul de reorganizare, dacă se va face un plan de reorganizare foarte bine pus la punct, și atenție, un plan de reorganizare nu poate fi propus numai de către debitor. Conform legii, au dreptul să propună un plan de reorganizare trei categorii de persoane, și anume debitorul, administratorul judiciar și creditorii. Da? Cu singura condiție obligatorie prevăzută de lege ca toate aceste categorii trebuie să-și mențină, să-și facă publică intenția de a propune un plan de reorganizare, dacă altfel ești decăzut din acest drept. Atenție, pot fi propuse mai multe planuri de reorganizare. Nimeni nu spune că are dreptul doar o anumită categorie, așa cum am spus. Deci pot fi propuse mai multe planuri de reorganizare, dar sigur va fi confirmat un singur plan de reorganizare, sigur după ce a fost aprobat în adunarea creditorilor, iar acel plan de reorganizare confirmat va fi pus în executare sub supravegherea administratorului judiciar. Deci ceea ce încerc eu să spun este că aici toți creditorii, da, au un cuvânt greu de spus dacă doresc să iasă din pasivitate și să se implice. Și mă refer aici nu numai la sistemul bancar, că sunt și alții creditori. Am văzut că și fondul proprietate este un creditor important, cred că au vreo 20% din acțiuni. Deci, bun, înțeleg și din ce ne-ai spus, acest administrator judiciar va trebui să vină cu un plan de reorganizare. Poate să vină cu un plan de reorganizare. Supus aprobării creditorilor. Adunării creditorilor, Ne spunea ieri Remus Vulpescu și dădea asigurări că acest plan nu va viza vânzări de active, nici renegocieri de credite, nici restructurări de personal.
Și atunci ne întrebăm de ce ar fi nevoie de această insolvență, doar ca să scăpăm de acele contracte cu băieții deștepți? Adică nu exista o altă cale? Sincer, nu vreau să speculez, dar pe lege, într-adevăr, articolul 86 din lege, și iarăși vreau să-l citez, deși îl știu pe de rost, spune așa. E vorba de respectarea principiului maximizării averii debitorului. Asta e principiul care, unul din principiile importante care guvernează procedura insolvenței. Și spune așa, articolul 86 în aliniatul 1. În vederea creșterii la maxima a valorii averii debitorului, administratorul judiciar sau lichidatorul poate să denunțe orice contract, închirieri neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cât aceste contracte nu vor fi executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. Legea spune mai departe că în termen de 30 de zile, administratorul judiciar trebuie să răspundă unei notificări dacă acel contract este denunțat sau nu este. Dacă nu răspunde, se consideră de la sine că este automat denunțat. Sigur, dumneavoastră o să spuneți, bine, Ana, asta înseamnă că va da naștere la o serie întreagă de acțiuni pentru că părțile, celelalte părți, da, din contract, probabil că vor introduce, sau nu vor introduce, da, e dreptul lor să introducă o acțiune în despăgubire și vor da naștere la o serie întreagă de alte acțiuni. Da, e adevărat, da, nu e, cam așa se întâmplă în orice... Chiar declarația lui Doru Ionăchescu, managing partner al casei de investiții Capital Partners, citez: dacă cererea de insolvenție a fost depusă la sfatul unor avocați care nu cunosc implicațiile globale ale acestei proceduri și vor doar să-și încerce forțele cu băieții deștepți pentru că statul nu este capabil de niște contracte păguboase, atunci ar putea fi multe victime colaterale, iar compania să se trezească cu o avalanșă de proceduri în instanță din partea partenerilor cu care a avut afaceri în ultimii ani. Da, sigur, e posibil la nivel de teorie, așa cum am spus, că legea permite ca partea contractantă căruia i s-a denunțat contractul să facă o acțiune în despăgubire. Dar, repet, dacă se dovedește că prețul nu a fost un preț corect, cum se tot spune despre aceste contracte, dacă vorbim de contractele băieților deștepți, mă cam îndoiesc că au prea mari șanse de reușită. Pe de altă parte, mai este și articolul 80 din lege, care iarăși dă dreptul administratorului judiciar să denunțe anumite acte, care până la urmă pot fi în categoria actelor frauduloase, păguboase pentru companie. Deci, ceea ce încerc eu să spun este că dacă această procedură a insolvenței, da, este deschisă în procedura generală, cu un plan de reorganizare bine pus la punct, cu un administrator judiciar care chiar știe ce face, cu un comitet al creditorilor, pentru că acolo e important, comitetul creditorilor, care, sigur, legea spune, poate să fie 3 sau 5 creditori, da? Care să se implice. Nimeni nu ia așa o decizie de capul lui. Administratorul judiciar nu poate să ia o decizie de capul lui. Pe de altă parte, atenție, debitorul, ca și persoană juridică, însemnând Hidroelectrica, acționariatul debitorului va fi reprezentat de un administrator special, care este diferit de administratorul judiciar. Deci, poate să fie o situație în care, dacă profesionalismul va fi lăsat pe mâna adevăraților specialiști, această companie chiar poate să își maximizeze valoarea și să iasă cu foarte bine din această procedură. Repet, poate să fie un exemplu de reorganizare de succes, bun, de care tot spun eu. Și să sperăm că va fi acele exemple, precum le-am văzut, dacă nu mă știu, la Flanco, este un exemplu este de așa multe, se poate. Este și multe reorganizări afară. Să se pregătească băieții de step de o nouă lovitură? Stai două secunde. Vedeți ce înseamnă să nu ne ducem la lege și să citim și să interpretăm și corect ce bine că ai venit toate tot articolul de lege, pentru că domnul Orășanu a citat parțial ce spune articolul 39. Hai să-l citim în totalitate, că sunt acolo câteva articole coraborate. Deci, ceea ce inducea dânsul ca și cu o posibilă concluzie este, dacă nu greu, imposibil, și eu n-am văzut-o niciodată în practică, nu în practica din România, și în practica din Statele Unite, unde am avut prilejul să fiu avocat în mari reorganizări. Ce spune articolul 39? E adevărat, spune așa: creditorul titular al unei creanțe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanție reală mobiliară, ori drept de retenție de orice fel, poate solicita judecătorului sindic, atenție, poate. Da? În drept, trebuie să fim foarte atenți la cuvinte, pentru că de multe ori o virgulă poate să schimbe tot conținutul.
conținutul și tot efectul, da? Deci poate solicita judecătorului sindic ridicarea suspendării prevăzute la articolul 36 cu privire la creanța sa și valorificarea imediată în cadrul procedurii, atenție, în cadrul procedurii insolvenței, dar cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor articolelor 116, 117, 118 și cu condiția achitării din preț a cheltuielor prevăzute în 121 aliniatul 1.1 a bunului asupra căruia poartă garanția sau dreptul de retenție în una din următoarele situații. Și avem aici o întreagă înșiruire de situații. Deci ceea ce încerc eu să spun este că poate... în acest moment, având în vedere că totuși vorbim aici de un debitor important, de o companie importantă care poate, dacă nu este tratată cu această procedură, dacă nu este tratată cu maximul de seriozitate și cu maximul de profesionalism de către adevărații specialiști și începe să se, și se continuă această panică care a început să fie indusă în mass media și uitați cu efecte în afară, da? Că Moody deja a început să scadă ratingul, eu nu cred că facem bine. Deci, așa cum am spus-o și o repet de fiecare dată, e momentul adevăraților specialiști. Ca așa doar să citim legea la un ceas de seară și să ne dăm cu părerea că am devenit mari specialiști în procedura insolvenței, a fost o perioadă. Cred că e momentul să nu mai fie. Experiența Anei Birceal, practica pe care a avut-o și în Statele Unite și în țară, cum vede decizia de astăzi a tribunalului în acest moment, deși nu ai văzut cererea de intrare în insolvență? Îi va acorda această cerere? Deci eu nu văd motive temeinice pentru care această cerere să fie respinsă decât dacă nu se va încadra în acele situații pe care le-am citat la început și anume să se dovedească că hidroelectrica, deci creanțele hidroelectricii pot fi achitate. Da? Deci cu alte cuvinte că nu avem împlinirea acelui termen de 90 de zile plus 30 de zile, cu alte cuvinte că hidroelectrica nu este într-o stare de insolvență fie vădită, fie iminentă. Ăsta ar fi singurul motiv de drept, temei de drept pe care judecătorul să își întemeieze un refuz. Altfel, e o cerere de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului. Și în ultima perioadă eu am văzut că tot mai mulți debitori își deschid procedura insolvenței. Dar, sincer, eu aș face un apel și la voi, pentru că aveți o grămadă de emisiuni și la toată lumea care se uită la noi. Nu e momentul nici a unei mari sărbători, dar nu este nici momentul unei grave panici. Pentru că dacă în asemenea momente, știți că e vorba aia, în adevărate momente de criză se văd adevăratele caractere, eu aș adăuga și adevărații specialiști. Deci e momentul într-adevăr al specialiștilor și să nu ne mai dăm cu părerea toată ziua bună ziua ce înseamnă insolvență. Ana Birceal, îți mulțumesc. Suntem și în continuare în așteptarea unei decizii din partea Tribunalului București cu privire la cererea de intrare în insolvență a companiei Hidroelectrica.